atunci când vrei să-ți cumperi o mașină sau o casă sau un apartament care costă la fel cât o nuntă, tu ai motivație. Fie vrei să ai un statut mai înalt, fie vrei să oferi siguranță mai multă familiei tale, fie vrei să-ți îndeplinești un vis din copilărie. Deci ai motivația care te trage și care te împinge să depui efortul necesar. Te-a învățat în primă fază cum să-ți alegi cea mai bună mașină. Hai să ne raportăm la mașină. Și atunci te duci la mai mulți dealeri, studiezi înainte să vezi ce întrebări ar trebui Hai să, zi, să faci și săci în piață, faci comparații între ei, pentru că metoda comparației e cea mai simplă și o recomand tuturor. Nu vă opriți și nu vă blocați într-un singur furnizor. La fel și la nuntă. Mirii știu că e important, dar nu am motivația necesară. Care este motivația ta să-ți organizezi nunta? Și ce o să încerc să ajut Miri și anume, motivația ta este să o faci nunta ca să treacă? O fac că vrea soția, o fac să-mi să și mi niște bani, o fac să intru și eu în rând cu ceilalți. Asta e motivația ta? Sau motivația ta este faptul că tu, pentru o zi, strângi toate persoanele care contează pentru tine, pe care tu le iubești și care tu știi la rândul tău că tu contezi pentru ele și ești direct răspunzător în ziua aia pentru ei și trebuie să le oferi experiența vieții lor alături de tine.